Primul chestionar de aderare la Uniunea Europeană a fost completat și transmis astăzi ambasadorului Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Majeix, în cadrul unei ceremonii la care a fost prezentată întreaga conducere a țării. La evenimentul de transmitere a participat șeful statului Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, prim-ministrul Natalia Gavrilița, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene Nicu Popescu și ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Majeix. Președintele Maia Sandu a anunțat că a convocat ședința de constituire a Comisiei pentru Integrare Europeană, care întrunește reprezentanții ai mai multor autorități și care are menirea să coordoneze procesul de pregătire a aderării Republicii Moldova la UE. Vreau să spun că m-am bucurat să aud astăzi din partea Guvernului știrea că suntem gata să transmitem răspunsurile la primul chestionar pe care l-am primit de la Comisia Europeană acum 11 zile și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au participat la acest proces de oferirea răspunsurilor, de completarea chestionarelor și aici este efortul Guvernului, efortul Parlamentului, mai multor instituții subordonate Guvernului, dar și a societății civile și chiar a fost un efort care merită toată aprecierea. Nu ne oprim aici, pentru că între timp a venit alt chestionar, mai voluminos, la care va trebui de răspuns. Și aici, îndemnul meu pentru autorități, pentru funcționarii publici în general, este să muncim mai mult, să muncim mai bine decât până acum. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este proiectul nostru de țară, este proiectul acestei generații, este lumina la capătul tunelului de care avem nevoie cu toții și pentru asta trebuie să muncim, pentru asta trebuie să ne angajăm în acest efort, un efort al întregii societăți și contăm pe contribuția tuturor. Uniunea Europeană este, în primul rând, un proiect al păcii. Uniunea Europeană este un proiect al bunăstării, al democrației, al prosperității. Republica Moldova este o țară mică și vulnerabilă. Republica Moldova va fi în siguranță în familia Uniunii Europene. Premierul Natalia Gavrilița a mulțumit persoanelor implicate în procesul de completare a chestionarului pentru abnegație și rapiditate cu care au muncit. Am făcut încă un pas spre viitorul nostru european, un viitor pe care și l-au dorit cetățenii Republicii Moldova dintotdeauna și pe care au fost perioade istorice unde nu am putut folosi anumite oportunități. Acum am depus toată munca și efortul ca să demonstrăm Uniunii Europene că suntem la o etapă în care suntem gata să trecem dincolo de acordul de asociere și acordul aprofundat de liber schimb, care în ultimii ani ne-au adus beneficii importante. Suntem gata să mergem mai departe pe calea spre o țară europeană. Vrem să aducem Europa la noi acasă. Și aceasta înseamnă nu doar beneficii materiale, aceasta înseamnă nu doar finanțare europeană, aceasta înseamnă nu doar infrastructură, drumuri, sisteme de apă și canalizare, sisteme moderne de eficiență energetică. Aceasta, în primul rând, înseamnă valori europene. Aceasta înseamnă o democrație veritabilă, o justiție dreaptă, drepturi și libertăți individuale. Aceasta înseamnă încrederea cetățeanului în stat și în instituțiile statului. Chestionarul a fost transmis ambasadorului UE la Chișinău, care a punctat rapiditatea cu care acesta a fost completat și a menționat că este un prim pas în drumul lung spre aderarea la Uniunea Europeană. Only 11 days ago, Commissioner Varhei...
Acum 11 zile a fost înmânată prima parte a chestionarului, care este foarte substanțială, iar astăzi sunt deja și răspunsurile. Această viteză demonstrează foarte clar determinarea președintelui, a guvernului, dar și a întregului popor moldovenesc de a duce țara în familia europeană. Răspunsurile din prima parte a chestionarului și din cea a doua parte sunt necesare pentru formularea avizului Comisiei în lumina criteriilor aderare, așa cum o cere Consiliul European. Chestionarul Comisiei Europene cu privire la cererea de aderare a Republicii Moldova la UE a fost transmis vicepreședintelui Nicu Popescu, ministru al afacerilor externe și integrării europene, la 11 aprilie curent, de către comisarul pentru vecinătate și extindere, Oliver Varhele. Cererea oficială de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost semnată de președintele Republicii Moldova Maia Sandu, împreună cu președintele Parlamentului Igor Grosu și cu prim-ministrul Natalia Gavrilița.